întâmplă, bineînțeles, multe lucruri ne solicită, ne obosesc chiar și totuși din când în când trebuie să ne mai uităm și în jurul nostru. Ce se întâmplă eventual pe cer? Și trebuie remarcat faptul că după amiaza spre seară, deci cu jumătate de oră înainte de asfințit, putem să-l admirăm pe Venus. Este perioada aceea anului în care apare în poziția de luceafăr de seară. Poate că nu are o mare semnificație, dar totuși pentru sufletul nostru, pentru liniștea noastră, pentru limpezirea minții, ne ajută. Iată ce am șansele pentru cele 12 zodii. Berbec. Cineva pe care îl credeați dispărut din viața voastră dă un semn de viață. Iar dacă programul nu vă permite să vă întâlniți astăzi, veți aranja pentru altă zi. Primiți felicitări pentru un succes recent sau pentru o promovare, încurajări pentru următorul obiectiv. Taur, dacă v-ați propus de ceva vreme să ajungeți în străinătate, la muncă sau la studii, la cercetare și ați făcut demersuri oficiale sau ați vorbit cu prieteni, se pare că se apropie momentul plecării. Oricum, vă puteți baza în aceste zile pe o mână de ajutor sau pe un sfat bine intenționat. Gemeni, inimă bună și chef de distracție, de o ieșire cu prietenii. Poate că starea voastră este influențată și o veste legată de sfera financiară sau de un mic câștig. Încep să apară oferte profesionale interesante pentru voi sau poate că vă hotărâți să vă înscrieți la un concurs, la un examen. Rac, poate că ați rămas cu o nelămurire, o îndoială, cu ceva pe suflet și ați vrea să clarificați lucrurile cu respectiva persoană. Program gospodăresc astăzi, dar și pregătiri pentru plecare la sfârșit de săptămână sau poate că veți avea niște oaspeți și vreți să fie totul în regulă. Leo, o invitație telefonică sau niște chestiuni care țin de birocrație v-ar putea rupe o bună parte din timpul destinat activității de bază sau finalizării unui proiect. Sunt bune șanse că se îndepărtează faza cea mai delicată a unei răceli sau a unui alt deranjament de sănătate. Fecioară, mici cheltuieli, faceți bucurii celor mici, o surpriză ființei iubite, doar așa ca să știe că sunteți mereu cu gândul la ei. Un succes recent sau aprecieri pe care le-ați primit vă fac să vă gândiți, poate să treceți la un alt nivel de performanță, să vă finisați vreun talent în perioada următoare. Balanță. Masaj emoțional pentru voi. Primiți atenție din partea cuiva pe care îl stimați, aprecieri din partea șefului, oricum ceva vă face să renunțați la o decizie anterioară și să vă concentrați iarăși eforturile și timpul asupra unui proiect, activități, pasiuni eventual. Scorpion, vă informați, mai mult ascultați decât vorbiți, puneți întrebări, adunați elemente din care puteți extrage o concluzie fermă. Cei mai mici așteaptă cu nerăbdare reluarea activității la clubul sportiv sau la cercul artistic în care fac parte, iar până atunci poate vă fac niște demonstrații practice. Săgetător, vă hotărâți poate să reluați obiceiul unor seri petrecute împreună cu rude sau cu prieteni dragi la voi acasă. Ar putea fi și un interes din partea voastră. Pot apărea tot felul de mici câștiguri financiare în această perioadă sau niște reduceri exact la produsele pe care voi le aveați pe vreo listă de cumpărături. Capricorn. Poate că testează șeful disponibilitatea voastră pentru o activitate mai deosebită. Încep să apară oferte pentru voi, oricum ceva se mișcă în sfera profesională. Atenție, sectorul fizic este oarecum fragil, veți putea constata că nu puteți sări peste ore de somn sau peste mese, oricât de bunăvoință sau ambiție ați avea. Vărsător. Idei proaspete, previne încrederea în capacitatea voastră de a face față tuturor provocărilor cu care vă confruntați acum, ba poate aveți în vedere și un obiectiv pe termen ceva mai lung. Sunteți asaltați de întrebări, poate și din partea unor invitații, din partea unor prieteni să ieșiți împreună. Pești. Interes pentru condițiile și detaliile unui credit, pentru facilități financiare sau de altă natură de care ați putea beneficia. Sunt bune șanse să rezolvați un diferent comercial. Merită să redeschideți subiectul unor drepturi ale voastre sau unui împrumut care ar fi trebuit deja să vă fie restituit. Să avem o zi bună! Să avem o zi bună! Extraordinar.